Un bărbat de 44 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de la 3 metri înălțime pe o platformă de beton. Omul lucra ca zilier și se afla pe balconul unei clădiri aflate în construcție. Accidentul de muncă s-a petrecut în localitatea Unimăt, iar administratorul care l-a angajat a fost cel care a chemat ambulanța. Bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranian și toracic și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Satu Mare pentru îngrijiri, iar mai apoi transferat la unitatea din Baia Mare.